Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avea la bază un Porsche Cayenne 2015, e o mașinuță excepțională de frumoasă, 700 de cai plus, este un armăsar pe patru roți. Hai să vedem ce proiect minunat va primi. Bun, acum să trecem la partea de ambientale. Aici ce vom face? Deja, cum am zis, am început să dezmembrăm. Deja colegul meu lucrează aici frumos pe ambientală. Da, așa. Până eu fac video, el repede face ușă, după care le facem împreună. Vom dezmembra tot ce este aici frontal, ușile, o să vă arăt imediat, deja ușa stângă este gata demontată. Vom avea undeva la 32-64 de culori, o dată din telecomandă, o dată din buton, o dată din telefon, toate frumos, sunt 64 de culori, excepțional de frumos va ieși, așa. Și vom pune inclusiv și aici la partea aceasta de deschidere, vom pune și aici și vom pune inclusiv și la picioare, așa că va fi ceva demențial. Hai să-i dăm bătaie, hai să pornim partea de ansamblare, după care vă arăt un rezultat final demențial de frumos. Rămâneți aproape! Fața de ușă demontată, vreau să vă arăt toate clipsurile perfect intacte, deci nu s-a rupt absolut deloc nimic, aici este loc de șurub, aici sunt partea de clipsuri, ok? Un detaliu. Este foarte important pentru clientul nostru, de aceea ne-a ales și pe noi. Iată frumos tot ce am extras, absolut. Sunt toate, așa zis, agățătoarele intacte, da? Iată și acesta de pe trim. Toate piciorușele sunt perfect intacte, peste tot, nu rupem, nu rănim absolut deloc nimic. Bun, și acum ne apucăm să introducem ambientala pe prima ușă stânga-spate. Suntem cu sistemul gata instalat. Iată cât de frumos, excepțional și superb a ieșit această variantă și vă zic asta cu mâna pe suflet, deoarece iată în varianta neagră, deci în tapiserie neagră, încă n-am reușit să scot acest iluminat bestial. Sunt la a treia sau a patra mașină care am reușit acest lucru. Vorbim de un X6, vorbim de un Mercedes GLE W166, vorbim de un A6C6 care recent vreau să vi-l prezint și iată și acest Porsche Cayenne 2015. Nu am pec să deschid și ușa aceasta, iată cât de frumos poate să se prezinte, da? Atât în varianta de LED-uri sub scaun, cât și în varianta aceasta. Dar acum hai să le stabilizez un pic ca să le vedeți de la A la Z aproximativ cum arată și în ce mod se prezintă. Să vă stabilizez imaginile, adică să stabilizăm partea de culori, da? Și iată că îi facem din start o singură culoare. Ok? Deci în acest mod foarte simplu, iată cum îl avem într-o singură culoare, ok? Sunt drepte, sunt perfecte, n-au absolut deloc nicio variantă de strâmbătură, da? Deci nu îmi permit să fac. Și atât ce mișto se vede și inclusiv pe tapiseria neagră această lumină. O să fac mai multe culori ca să le schimb, da? Ca să le vedeți de la A la Z cât de stridente, cât de superbe sunt. Ok, iată-le. Extraordinar de mișto. Iată, inclusiv și în spate. Ok, am să trec un pic, iată, și pe albastru. Bun, hai să vin un pic de aici, să le vedeți. Așa. Ia să mergem pe varianta galbenă, pe varianta următoare. Pe varianta următoare, roz. Asta nu știu de ce, dar e foarte plăcută de bărbați. Deci la bărbați le plac mai mult ca la femei, varianta asta roz. Ok, iată. Roșu. Mie asta îmi place foarte mult. Așa, iată unul albicios. Spre verde. Extraordinar de frumos, o să vi-l arăt imediat și de dincolo. Iată și albastru și această variantă. Bun. Acum mai vreau să vă prezint o situație în care, da, o să fac, să zic așa, partea aceasta să schimb partea de jos, da? Deci, iată, sus rămâne identic, jos îl schimb ce culoare vreau eu. Și nu numai că îl schimb, dar îmi și dau intensitate. Asta înseamnă că dacă eu vreau, iată cum le schimb în partea de jos, atât în față cât și în spate, deci
Nu doar aici, iată să vă arăt că culorile rămân identice. Bun, deci le schimb ce culori vreau eu. Dar nu numai că le schimb, dacă vreau îi dau și intensitate. Iată, dacă îi dau încet, la partea de jos îi dau tare. Deci îi dau varianta de încet, varianta de tare. Da? Aceeași chestie, dacă vreau să o fac, așa, în general, pot să fac și, ok, iată, la tot. Deci la toată varianta de iluminare. Sau mai pot să fac, numai un pic să-mi și dau seama. Ok. Aici. Să schimb partea de sus ce culoare vreau eu și să-mi pun ce tentă și ce nuanță vreau eu, da? Iată, iar jos rămâne identic, da? Și dacă vreau acum îi dau la acesta, îl închid sau îi dau foarte light, ok? Și cum vreau eu, schimb culorile și le las foarte light. Iar jos las doar o culoare verde. Așa, ia să vedem. Stai să-i pun una albastră sau una roșie, iată frumos aprinsă. Iar aici, așa, nu aici, aici, le schimb iară cum vreau eu și dau, uite, un albastru cu un pic de roșu. Ok? Iată ce mișto îi fac această versiune. Bineînțeles că am uitat să vă și spun că am introdus inclusiv varianta aceasta. Ia să vedem. De lumină, inclusiv în mâner, da? Nu este găurit. Are el gaura lui, originală. N-am mai scos LED-ul și având gaura, i-am implementat-o frumos acolo. Plus are și o iluminare de penar la fiecare ușă, dacă observați, se și vede acolo jos, se vede acolo jos. Este prezent peste tot. Bun, ce am mai avea noi aici? Deci, odată că putem schimba culorile cum vrem noi, da? Asta nici nu știu ce ar fi. Așa. Mai avem aici ceva aplicație care, în aplicație unde nu am umblat, așa. Aici mai putem să-i dăm, mă gândesc că tot felul de, iată, variante stroboscopice sau niște culori care sunt setate de sistem. Okay? Unde poți să-i dai mai tare brightness-ul? Uite, face și blitzuri, îți merge și după muzică, poți să-i dai speed-ul mult mai light. Iată, îl dau mai light. Sau îl dau, mă gândesc că repede. Iată. Bine, cu aplicația te poți juca destul de mult. Depinde dacă ai chef sau vrei, da? Pentru că poți să faci această variantă fără probleme. Iată, e excepțional. Să mă duc imediat și vă arăt și dincolo cum e. Deci, văd că am foarte multe și are și, iată, intră din roșu în verde. Depinde să-i măresc un pic speed-ul, da? Și atunci schimbă nuanțele. Repet, are 7 color. Deci acum în 7 culori îmi va schimba nuanțele, da? Iată ce mișto. Dacă îi dau speed-ul mai repede, să-și facă mai repede treaba. Ia să vedem. Și tot așa pe varianta vocală pot avea sistemul să-l comand și să-i spun ce vreau. Adică mă ascultă prin blitzuri în modul în care eu îi spun ceva. Bun, mergem înapoi la pictograme, îl stabilizăm. După câte v-am zis, aici, iată, dacă i-aș pune o muzică, el acum mă ascultă prin Bluetooth și îmi face, așa zis, parte de redare blitzuită, care important este să vă placă dumneavoastră. Așa, că vă merge după muzică, e foarte fain, super. Dacă îl pun în acest mod, eu dacă vorbesc acum, tot mă recepționează. Plus că dacă observați, el schimbă culorile în cazul în care, în când eu vorbesc. Deci el își face schimbul de culori în toate variantele acestea de comunicare. Bun? Totodată mă duc pe stabilizare.
Ok? Îl pot stinge. Paf. Îl pot aprinde. Pot să sting dacă vreau. Partea de sus, după câte v-am arătat. Ok? Iată. Am partea de jos. Pot să fac aceeași chestie invers. Ok? Să sting partea de jos. Să aprind partea de jos. Deci am ce variantă vreau eu, în ce nuanță vreau eu. O să vi le arăt imediat și pe timp de zi, o să ies cu ea afară, dar nu înainte să mă mai duc și dincolo un pic să vedeți din partea cealaltă. Ei, iată-ne și în direcția cealaltă, direct aici de la șofer, să vedem puțin varianta aceasta. Iată, cât de frumoasă este și de aici. I-am pus și aici un element frumos. Ok, după care să și trecem în modurile de schimbat culori. Da? Iată ce minunat iese din fiecare variantă de aplicare. Foarte frumos. Inclusiv față, inclusiv spate. Deci mai mult de atât nici nu știu ce să vă prezint, pentru că a ieșit într-un mod demențial. Superb. Și ușa de spate. Ia să vedem. Iată. Tot așa la buzunar, la tot. Vedem, iată, și la buzunar, tot, și la jos, tot. Bun. Acum voi intra inclusiv și în interior. Hai să-i facem și de aici modurile. Fai, deci ce perfect arată, sincer. Îmi place enorm de mult. Iată. 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 Iată, excepțional de mișto. Așa. Iată și aici, jos la buzunare și la podul pedalier. Iată albu. Roșu. Un verde mai power. Un albastru. Uai, ce frumos e. Și așa. Bun, iar acum voi schimba un pic varianta de jos. Iată, jos roșu, jos verde, albastru, galben, da? Ok. Se iau toate într-una. După câte v-am promis, nu avem nimic de ascuns și vă prezentăm de la A la Z, inclusiv varianta de zi, adică cum se prezintă aceste lumini ambientale. Iată cât de frumos sunt amplasate, perfect, nezgâriat, nerănit absolut deloc nimica, atât în ușa de stânga față, atât în ușa dreapta, stânga spate, în partea de mâner, i-am lărgit un pic partea de viziune, iată ciupercuța de spate, avem inclusiv și la și sub cele două, totodată la ușa dreapta spate, da? Este perfect de frumos, cât și la ușa dreapta față, este fenomenal de bine amplasat, bun, iată și în bord, frumos, elegant și invizibil, da? Iar tot sistemul acum va intra în modul de funcțiune. Apropo, iată și noua tableta noastră deja este gata instalată. Deci am eliminat tableta existentă și dacă observați, este una full touch, nu mai are absolut deloc nici un buton, nicăieri, da? Dar aici o să găsiți în dreapta sus aici la mine așa un info unde să puteți vedea de la A la Z acest aparat funcțional, să vedeți cât de bine a ieșit. Ok, acum să mergem dincolo, scoatem telefonul, ok, și încercăm să facem operațiune. Aici este aplicația noastră, așa, și îi vom da un on. Iată la on și, apropo, i-am pus inclusiv și aici, ceea ce am uitat să vă zic,
Dar iată cât de fenomenal, de frumos se vede inclusiv pe timp de zi, da, acest sistem. Ok? Hai să schimb acum pe roșu. Iată și roșu. Excepțional de frumos, inclusiv pe bord, inclusiv aici. Bineînțeles că și la picioare, dar se vede mai mult pe pedală, dacă observați, se vede. Uite, îi pun albastru. Da, vedeți că se vede. Deci merge și roșu, frumos. Ok? Ia să schimbăm chiar pe roșu, că am schimbat. Bun. După care, hai să punem culoarea următoare. Una, un portocaliu. Este mutabil în orice culoare dorim noi. Așa, iată, verde deschis. O chestie care îi place foarte mult titularului. Așa. Iată, iar roșu puțin mai palid. Așa. Iată un alt verde. Iată un alt albastru. Iată și un galben. Frumos, da? Iată și partea aceasta de mov, roz. Ok. Unul mai albicios, dar aici se vede un verde turcoaz. Galbenul. Este excepțional, fenomenal de frumos. Mie îmi place demențial de mult. Iată că le schimb și se văd. Asta este important, să se vadă inclusiv pe timp de zi, pentru că dacă se văd pe timp de zi, vă dați seama că este mult mai inteligent. Vreau să vă arăt inclusiv și de afară, ca să vedeți un pic cum se văd, de exemplu, dacă vei sta la semafor și un jeep mai înalt ca al tău va sta lângă tine, iată cum, cât de frumos se vor vedea. Așa, iată și de aici. Deci, repet, este foarte greu să faci un sistem de ambientale care să fie foarte vizibil inclusiv pe zi. Adică variantele mai slăbuțe nu sunt capabile să facă această operațiune. Ia să-l deschidem și pe el, să vedeți cât de drept este. Ok. Iată. Le-am zis că eu sunt curajos și le arăt inclusiv pe timp de zi, n-am rănit nimica, nu s-a absolut deloc mutat nimica. Iată dacă îi voi da o sensibilitate la partea de audiție, o să-l fac să meargă inclusiv după sistemul audio, ceea ce o să vă prezint și pe variantă nocturnă. Probă. Bun. O să vă arăt în varianta nocturnă când am să fac, de exemplu, sus o culoare, jos la podul pedalier altă culoare. Dacă vreau, iată, culoarea aceasta, hai să punem una mai roșie să o vedeți. Da? Vreau să o fac mai închisă sau vreau să o fac mai deschisă. Cu ușurință pot să fac acest lucru. Uitați-vă și pe trimul de la bord. Uitați-vă și pe ușă. Cât de frumos poate să asculte comanda și tot fac de pe telefon, da? Iată, îl dau My Light sau îl dau Full Off, îl dau cum vreau eu și mă joc cu el într-un mod deosebit de tare. Deci, pot să zic că este excepțional. Asta este culoarea preferată a titularului, a domnului Florin, care îi mulțumesc că a făcut atâta drum pentru noi și a prins încredere cu tot ce înseamnă parte de navigație, parte de ambientale și se pare că l-am mai prins câteva soluții de la noi, așa că hai să introducem mașina în garaj și să vedeți și varianta pe nocturnă cât de frumos poate să fie. Ok? Eu tot zic cât de frumos pentru că, sincer, sunt foarte, foarte plăcut impresionat, deoarece am început acest sistem de ambientale de aproximativ 3-4 luni, am studiat anumite kituri al unor, așa zis, dealer care vând așa ceva, până mi-am găsit profesorul și am fost consacrat de profesorul meu, că l-am întrecut, de exemplu, la Porsche, că el la Porsche a făcut această iluminare până aici, el n-a trecut pe banda aceasta, dar eu îi mulțumesc din suflet că este un profesionist și în caz că am nevoie de ajutor, oricând mă pot baza pe el. Asta înseamnă să știi să colaborezi, să știi să vorbești, nu este o rușine că totul trebuie învățat. Eu la lumină am avut nevoie de cineva care are experiență, de aceea de multe ori cine mă abordează și vrea să facă el un lucru, mă întreabă
și îl consiliez și eu în cazul în care pot cu experiența mea, pentru că aici este o chestie superbă unde ne putem, să zic așa, corela toți. Iată că de aici fac ce culoare și ce tentă vreau eu și care o vreau, mi-o păstrez fără nicio problemă. Bun, hai să intrăm în garaj și să vedem varianta nocturnă. Totuși, înainte să intru în garaj, mai vreau să insist pe încă o situație, să intru aici în spate și să vă fac câteva cadre, inclusiv din spate, iată, cu verde, cu acest roșu, cu acest verde, altă nuanță de verde, cu această nuanță de albastru. Iată ce frumos se vede inclusiv pe interior. Este demențial de frumos, da? Iată și acesta. Iară și el este ceva wow. Iată și partea de roșu. Acum nu știu cât se vede și la podul pedalier, că și acolo este prezentă culoarea fără niciun da și poate, da? Iată. Ok. Iată și aici. Uite turcoazul. Uite mov, care vă place vouă, multora. Zic mov, deoarece chiar mi se cere culoarea aceasta mov. Și iată, după câte am zis, aici am un rogvaiv care îl mut și îl mutilesc cum vreau eu. Sau mă duc pe partea tonică, unde la fiecare text care îl realizez sau pe muzică, tu poți să ai această mică discotecă. Iată și acolo la podea se vede clar jos, da? Că se schimbă culorile, inclusiv și la șofer, inclusiv și aici pe dedesubt se schimbă la ambele variante. Așa, plus ai stroboscop, poți să faci foarte multe chestii, ca parte de jos să fie stroboscop, parte de sus fixă, se poate face multe moduri. Așa, dar mai am o situație care am văzut-o în modul în care m-am jucat eu puțin cu sistemul. Ok, ia să văd, încerc să văd dacă reușesc să îl mai accesez o dată, pentru că am reușit ceva ce nu am știut cum l-am făcut. Nici nu mă chinui, pentru că se pare că nu mai știu cum am făcut acea variantă. Am făcut-o ca cele două din stânga și din dreapta să fie albastre, astea să fie ușile roșii. Deci am reușit, dar nu mai reușesc, așa că nici nu insist. Deci hai să vedem acum, chiar că vedem varianta de interior, ok? Ei bine, acest final de videoclip am să-l folosesc inclusiv la varianta de sistem de navigație, da? Pentru că, repet, așteptăm și sistemul de navigație, sau după ce va fi instalat sistemul de navigație, tot acest final de videoclip vreau și doresc să-l folosesc, să-l utilizez expre pentru am lua rămas bun. Să vă zic toate variantele în care mă puteți contacta, găsi și așa zis, lua legătura cu noi pentru orice asemenea upgrade-uri, asemenea, așa zis, variante de îmbunătățiri de sistem. Așa că hai să vă zic de la A la Z. Deci în prima și în prima fază, pe www.soundidentity.ro puteți găsi, vedea foarte multe variante de produse. Încă partea de lumini ambientale nu am expus-o, dar în curând va fi și ea expusă. Dar pentru aceste sisteme mai mult necesită să comunicați cu noi, deoarece pe baza comunicării putem să vă stăm la dispoziție cu răspunsuri și să vedem ce kituri unde se pot integra. Bun, asta este varianta 1. Varianta 2 este să ne sunați. Aveți număr de telefon jos în videoclip, sus în videoclip, la începutul clipului, la finalul clipului și în descrierea videoclipului. Da? Așa, mă găsiți pe TikTok foarte mult, Sandu Hifi, unde deja am pus azi dimineața acest mic clip superb, frumos, da? Ca să-l puteți vedea. Așa, dar și pentru cei care, de exemplu, vă uitați acum la clipul cu lumini ambientale în dreapta sus aici, unde tot dau cu degetul, o să vedeți clipul când am schimbat navigația. Dacă sunteți la clipul care unde am expus deja navigația gata montată, acolo vă voi oferi partea de clip cu navigația sau invers cu luminile ambientale. Deci am să le introduc pe ambele, în ambele direcții. Asta este unul la mână, da? După care mă găsiți pe Facebook, numai vă rog, nu-mi scrieți mesaje, cât mai mult să comunicăm telefonic sau pe WhatsApp, dacă e cazul, pentru că nu am timp de mesaje scrise, da? Facebook, Sandu Vancea, Sound Identity.ro,
Tor, Oradea Dealer autorizat, partea cu evacuările electronice. După care, tot așa pe Insta, ne găsiți ca și Sandu Hifi, soundidentity.ro, cât și Tor Oradea Dealer autorizat. Ne mai puteți găsi în varianta de TikTok, cum v-am zis, Sandu Hifi, și cel mai mult pe canalul nostru de YouTube, unde dacă intrați pe Sound Identity sau Sandu Hifi Shop, e, acolo puteți intra dacă vă abonați. Mulțumesc tuturor abonaților care sunteți aproape de noi pentru toate proiectele noastre, da? Puteți vedea foarte clar tot ce înseamnă părțile de sisteme de navigație, ridicări de portbagaj, partea de evacuări electronice, reparații navigații, tot felul de gadget-uri. Intrați în playlist-uri, apăsați pe playlist-uri create, de la 01 până la 14 aveți diverse servicii, de la 15 începe alfabetul auto, Alfa, Audi, BMW, Chevrolet. Ei, mergi la P, la Porsche și acolo o să vezi toate variantele disponibile care le avem noi, așa, și le puteți practic accesa, utiliza și vedea, pentru a vedea ce îmbunătățiri putem să aducem pentru Porsche. Aveți acolo și 4e hibridul 2023 realizat cu această variantă de lumini ambientale. O să vedeți multe Cayenne-uri, multe Panamera, da? Și Cayenne prima generație, a doua generație, Macan și multe, multe altele. Ok? Eu am fost Sandu, rămâi aproape, Sandu Hifi, Sound Identity, bye bye!